Bine, v-am regăsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție a știrilor Mondo TV. Minerii de la minele din Valea Jiului sunt chemați marți la ora 13:30 de minute în curtea complexului energetic Hunedoara. Va fi un meeting pentru informarea lor, pe care îl organizează sindicatele, cu scopul de a le face cunoscută situația în care se află cel mai mare angajator din județul Hunedoara. Fiecare miner din Valea Jiului are îndoieli și întrebări la care speră să afle răspunsul de la cei de la mină. Nimeni nu mai știe ce îi rezervă ziua de mâine și vinerea trecută ortacii de la Lupeni au protestat. Tocmai din acest motiv, liderii de la Sindicatul Muntele vor să le explice situația actuală. Astăzi vom depune la Tribunalul Hunedoara judecătorului sindic contestația la denunțarea acestui contract colectiv de muncă. Mâine ne vom întâlni cu salariații care sunt nemulțumiți de această denunțare în curtea complexului energetic Hunedoara din Petroșani, începând cu ora 13:30, și urmează să începem renegocierea unui nou contract colectiv de muncă, așa cum și-a arătat intenția administratorul special printr-o adresă comunicată în ziua de vineri. Ortacii sunt îndemnați să vină să ceară lămuriri marți, pentru că o grevă generală, spun sindicaliștii, care înțeleg că oamenii sunt nemulțumiți, ar genera cu siguranță falimentul ceh. Vreau să aștept ziua de mâine, așa cum am așteptat ziua de 22 mai 2015, așa cum am așteptat ziua de 13 februarie 2016, aștept și ziua de mâine, când vom vedea dacă salariații observă că locurile lor de muncă sunt în pericol, că drepturile lor sunt încălcate și că motorul economic al județului Hunedoara se apropie cu pași grăbiți către faliment. Dacă oamenii încep să conștientizeze acest lucru, probabil că vor veni într-un număr mai mare, dacă nu, vor veni în număr mai mic. Până la urmă și pentru noi rămâne ca o unitate de măsură prezența acestora și vom decide ca atare. Conducerea administrativă a CEH a denunțat contractul colectiv de muncă al minerilor și astfel a generat un adevărat val de nemulțumiri, pentru că minerii pierd o serie de facilități și tocmai acest aspect va fi discutat marți cu ei. Aproximativ 65 de lideri de sindicat și angajați de la termocentrala Mintia au intrat luni dimineață în greva foamei. Manifestările de protest au avut loc în fața sediului administrativ al termocentralei. În paralel, alți 100 de angajați au declanșat un protest spontan încă de la primele ore ale dimineții. Oamenii sunt nemulțumiți de conducerea companiei, iar din acest motiv solicită demisia conducerii, pe care o acuză totodată de starea de insolvență în care se află în prezent complexul energetic Hunedoara. Situația de la termocentrala Mintia se datorează conducerii. După ce am intrat în insolvență, și insolvență am intrat tot din cauza lor. Pentru că dacă dădeau drumul la ajutorul de stat, separau activitățile, nu mai era problema asta. N-au vrut. În ianuarie, când s-a declanșat insolvența, s-a spus clar, reduceți cheltuielile cu munca vie. Le-am transmis scris nenumărate hârtii care le avem înregistrate. Am cerut scoaterea de urgență a 1.000 de pensionabili care pot ieși la pensie, 1.000 ori 7.000, cât să consumă cu un angajate, erau 7 milioane la prima strigare. Reducerea, păi noi suntem în insolvență și avem salarii de 200 de milioane. Păi ce să facem? Mi-a spus, reduce salariile la 5.000 maxim, la directorul general. Nu au vrut nici asta. După care intram și în șomaj. Nu, ei, cum se zice la noi, punem carul înaintea boilor. Adică dăm în șomaj un om cu 1.500 sau 1.700. Mai mult, dăm numai din energie, unde se produce, cum e Mintia, de exemplu. Ea generează 90% din venituri și pe noi o dat 600 și ceva de oameni în șomaj. Și noi o dat, să zici, domnule, dăm 3 zile la fiecare, alții 10, alții 2, alții 5, alții 6, nu mai știi ce-i... Și oamenii sunt foarte nemulțumiți. Nu ne bagă nimeni în seamă de când tot protestăm prin metode legale, bineînțeles, am luat legătura cu autoritățile locale, cu autoritățile de la București, inclusiv ministru. Nimeni nu ne bagă în seamă, numai promisiuni peste promisiuni. Acum am zis că, cum să zicem, ultimul rând, nu mai avem ce face, în greva foamei. Poate, eu știu,
ne rezolvă și nouă problemele. Ce probleme avem? În primul rând, anularea deciziei numărul 6, care prevede trecerea în regim de așteptare cu 75% a salariaților. Ceea ce ne deranjează, în primul rând, decizia numărul 6 e dată numai pentru salariații termocentralei Mintia și Paroșeni. Deci divizia minieră deloc. Alt punct, demiterea conducerii CER, că din cauza lor s-a ajuns unde s-a ajuns, ei numai s-au schimbat directorii între ei. Nu în ultimul rând, angajații solicită anularea unei decizii a conducerii CEH, prin care personalul din termocentralele Mintia și Paroșeni este trimis prin rotație în șomaj tehnic. Energeticienii aprecind că hotărârea ar trebui aplicată și în sectorul minier, care în momentul de față nu este afectat de această decizie. Mai mult, energeticienii cer și separarea activității din minerit de cea de producere a energiei electrice, precizând că aplicarea unei asemenea măsuri se respectă și o cerință a Comisiei Europene, formulată după ce compania a beneficiat de un ajutor financiar din partea statului pentru achiziția de certificate verzi. Oamenii nu vor să renunțe la grevă până nu se va găsi o rezolvare a problemelor de la nivelul complexului. În aceste zile sunt finalizate lucrările de asfaltare în Petroșani, în zona de nord a orașului. Muncitorii țin cont de vremea bună și primarul Tiberiu Iacobriți spune că va continua cu străzile din colonia orașului. Mai multe artere din Petroșani vor fi asfaltate, iar în aceste zile au loc ample lucrări pe străzile aflate în zona de nord. Primarul Tiberiu Iacobriți a supravegheat totul la fața locului și a discutat și cu locatarii din blocurile din apropiere. La final, edilul a declarat că vor fi asfaltate chiar și trotuarele, pentru că, spun ei, zona este mereu împânzită de praf din cauza degradării arterelor. E o zonă care necesita o reparație de acest gen. Suntem pe programul de reparații de drumuri în municipiul Petroșani și asfaltăm toată această zonă cuprinsă între strada Constructorului și 1 decembrie, vorba de parcarea din spatele cecului, cum e mai cunoscută. E o zonă în care n-am intervenit de mult timp și era mai mult decât necesar. Lucrările de asfaltare nu se opresc aici, iar în scurt timp se va intra și pe alte zone din oraș. După această reparație urmează să mergem pe Ștefan cel Mare, unde avem niște lucrări tot așa de reparație, trebuie să realizăm niște rigole și un covor asfaltic, pentru că vine foarte multă apă cu nisip și ajunge în zona centrală, după care, în paralel de fapt, intrăm în cartierul Colonie și vom asfalta strada Egalității și Împăratul Traian, dar vom repara și continuarea de la Gheorghe Barițiu, Circa Pompieri și Jiului. Banii au fost alocați din bugetul local, special pentru programul de asfaltări, și o altă parte dintre străzile din Petroșani, cum sunt cele din Colonie, vor fi asfaltate printr-un proiect realizat cu fonduri dintr-un împrumut. Medicii au început seria protestelor anunțate încă de săptămâna trecută. În grevă japoneză s-au aflat astăzi și medicii de familie din județul Hunedoara. În timpul consultațiilor, medicii de familie și asistentele au purtat banderole albe. Aceștia sunt nemulțumiți în primul rând de salarii. De ani de zile se spune același lucru. Banii din sănătate nu știm unde se duc. Știm că se colectează destui bani, dar nu ajung la noi. Fără bani nu poți să performezi. Apoi, finanțarea deficitară a asistenței medicale primare, a medicinii de familie, care rezolvă în jur de 80% din cazuistica care este adresată, și cu toate astea, per total, deși s-a spus peste tot că în sistemul sanitar au crescut veniturile cu 25%, veniturile în asistența medicală au scăzut anul ăsta față de anul trecut. Medicii de familie cer mai exact salariul minim de 1250 de lei. Plata sporurilor în raport cu salariul din 2015 și nu cu cel din 2009, așa cum se întâmplă acum. Aceștia cer totodată condiții mai bune de muncă. Faptul că în loc să investești bani în aparatură medicală, investești în aparatură electronică și te trezești că pică SIU-IU, pacienții stau afară, sistemul unic integrat fără de care nu poți să funcționezi. Și în loc să te concentrezi pe pacienți, te concentrezi pe funcționează, nu funcționează. Merge cititorul de card, nu merge cititorul de card.
Joi, în 24 martie, în Piața Revoluției din București, va avea loc un meeting la care vor participa și medici de familie din județul Hunedoara. Se fac deja primele pregătiri pentru ca stațiunea Straja să aibă canalizare. Zecile de pensiuni și cabane particulare se descurcă acum cu fose septice, dar între APA Serv și Primăria Lupeni s-a semnat contractul de începere a lucrărilor. Stațiunea Straja adună mii de turiști, dar pensiunile de aici încă nu au canalizare. Recent s-a stabilit programul de lucrări care vizează extinderea rețelei de aducțiune a apei și de canalizare până în zona cabanelor și pensiunilor, iar primarul Cornel Rezmeriță spune că acest aspect va contribui la îmbunătățirea confortului turiștilor pe de-o parte, dar și a locuitorilor din acest municipiu. Ce este mai important atât pentru Straja cât și pentru cartierele din partea de jos, cartiere de case ne referim, cum este strada Calea Brăii, cum este strada Straja, cum este strada Pomilor cu strada Ardealului, strada Piaductului și toate străzile care sunt deasupra magazinului Lidl. Anul acesta va începe canalizarea în Straja. Un lucru foarte bun, zic eu, pentru toată localitatea noastră, pentru tot municipiul, fiindcă prin acest lucru, prin canalizarea din Straja, vor beneficia și străzile de care am zis. Mai bine zis, Calea Brăii, Straja, toate străzile de deasupra magazinului Lidl și strada Pomilor. Costel Avram, directorul general al APA Serv, a fost personal în Straja de câteva ori ca să stabilească împreună cu cabanierii și specialiștii de la ape cum va fi amenajat șantierul. Cert este că până la finele acestui an sunt asigurări că lucrările vor fi finalizate. Un grup de copii din clasa a patra, mici, ecologiști, membri ai Petro Aqua, au vizitat stația de epurare a apei de la Dănuțoni. Au aflat cum sunt curățate apele și mai ales au vorbit despre importanța apei. Totul cu ocazia Zilei Mondiale a Apei. Sunt mici, dar fac parte dintr-un cerc de ecologiști și au profitat de Ziua Internațională a Apei ca să facă o vizită la stația de epurare de la Dănuțoni. Au strâmbat din nas când au simțit mirosul din zona în care se adună apa din canalizare, dar au fost încântați să vadă că, după ce trece prin filtrele de aici și prin sistemele de epurare, apa este chiar mai curată decât cea din Jiu. Astăzi, Ziua Apelor. Ziua Apelor. Cât e de important să economisești apa? Foarte important. De ce? Pentru că dacă murdărim apa, foarte mulți pești vor muri și noi ne vom îmbolnăvi. Pentru ce ai venit astăzi aici? Am venit astăzi ca să sărbătorim Ziua Apelor. Crezi că este important să avem, e important să avem o astfel de zi? Da. Pentru că dacă nu am sărbătorit Ziua Apelor și dacă nu am avea grijă de ape, s-ar murdări și noi ne-am îmbolnăvi. Apa este vitală pentru viață și asta o știe orice puști, fie el ecologist sau nu. Dar cât de mult avem nevoie de apă, sunt puțini care ne dau cifre exacte. Ovidiu Rizopol, unul dintre membrii Petro Aqua, a ținut să ne demonstreze că, pe lângă cei 2 litri de lichide pe care trebuie să-i consumăm zilnic, mai este nevoie și de alte cantități pe care le consumăm indirect. Astfel, pentru un kilogram de făină, de exemplu, ne trebuie 1500 de litri de apă. Acesta este consumul de la însămânțarea grâului până la produsul final, iar pentru un kilogram de carne pe care îl avem pe masă, e nevoie de 15.000 de litri de apă. Despre economisirea ei și despre procedeul de epurare a apei folosite le-au vorbit copiilor specialiștii de la APA Serv, care au ținut să le răspundă la toate întrebările. Ce înseamnă decantor? Apa vine pe jos. Ce înseamnă decantare? Că ultimile particule din apă se decantează, adică se lasă la fundul bazinului. Și de aia la suprafață se recoltează apa pe toată lungimea asta și ajunge în căminul de plecare. Cred că astfel de acțiuni trebuie să fie în atenția noastră în fiecare zi. Trebuie să arătăm oamenilor ce înseamnă apa. Apa cred că în mileniul acesta este o problemă foarte spinoasă și vom vedea exact ce se va întâmpla. Astăzi suntem la o stație de epurare pentru a vedea exact cum vine apa menajeră și cum pleacă dintr-o stație de epurare.
În fiecare an, la 22 martie, sărbătorim Ziua Mondială a Apei. Aceasta are ca scop aducerea în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă. În fiecare an, sărbătorirea se face sub un slogan, iar tema aleasă în acest an este Apa și activitățile umane. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la 17:30. Să aveți o seară cât mai bună!